Conflictul din strâmtoarea Kerci capătă din ce în ce mai mult o conotație de război după ce Rada Supremă de la Kiev, în urma solicitărilor președintelui ucrainean, a declarat marți stare de război în regiunile de frontieră pentru o perioadă de 30 de zile pe fondul tensiunilor cu Rusia care a capturat duminică trei dintre navele sale militare. Măsura luată de Ucraina a îngrijorat Kremlinul care, prin persoana lui Vladimir Putin, a cerut cancelarului german Angela Merkel să discute cu Petro Poroshenko. Acesta a negat însă o declarație de război la adresa Rusiei, lăsând loc doar pentru prevenirea unor acțiuni similare pe viitor. Între timp, Serviciul Federal de Securitate de la Moscova a făcut publice mai multe imagini cu trei marinari reținuți la Mariupol, care susțin că în mod intenționat au ignorat solicitările transmise prin radio de a se opri și că și-au dat seama că acțiunile navelor marinei ucrainene aveau un caracter provocator. În replica, autoritățile de la Kiev au afirmat că probabil mărturiile au fost făcute sub presiune sau în următor Amintim că pe 25 noiembrie polițiștii de frontieră ruși au tras și reținut trei nave de război ucrainene care au cerut trecerea prin strâmtoarea Kerch. Rusia a numit conflictul o provocare planificată, în timp ce Ucraina a invocat încălcarea legislației maritime internaționale.